ne mulțumiri legate de modul în care își fac, își îndeplinesc atribuțiile pe toate liniile comercial, disciplina construcției, ordine publică, circulație. Da, și o discuție să vedem ce trebuie să facem pentru a eficientiza această activitate. Pornind de la o regândire a organigramului și mergând până la noi atribuții sau schimbarea regulamentului, astfel încât să fim mai eficient. Și o primă concluzie? Poftim? O primă concluzie? O primă concluzie este aceea că va trebui să lucrăm un pic și la organigram. În opinia mea, și am văzut și din organigrama altor poliții locale din alte localități, faptul că, de exemplu, pe pază nu prea există personal, pentru că nu cred că principala atribuție sau o atribuție care trebuie luată în considerare este paza obiectivelor de către poliția locală, în contextul în care numericul poliției locale este limitat în funcție de numericul populației. Eu cred că trebuie, atunci când municipalitatea, din bugetul pe care îl are, plătește acest serviciu pentru ordinea publică, eu cred că eficiența este legată de ordinea publică sau de disciplina în construcție, dar nu de paza unor obiective care probabil poate fi un serviciu care fie externalizat asta dacă cei care vor fi duși în loc în ordinea publică sunt mai eficienți. Ați luat în discuție și schimbarea directorului? Nu s-a pus în discuție această problemă de schimbare a directorului, dar am avut o discuție cu toți șefii de serviciu, șefii de birouri, da? din cadrul poliției locale, pentru a fi sigur că mesajele sunt transmise așa cum